Am revenit și în acest episod, din acest episod de fapt începem să vorbim despre Windows Functions, care practic sunt niște funcții ce ne permit, imaginați-vă cum aveam grup by, doar că rezultatul este pe fiecare rând în parte. O să dau imediat un exemplu. Am adăugat în coloana de customers, am adăugat această tabelă, în tabela de customers, am adăugat această coloană de amount spent, care sunt niște cifre fictive, nu au legătură cu cele din orders, dar în acest moment, să spunem că vrem să luăm first name, last name, amount spent și suma totală a acestei coloane, a acestui amount spent pe toată tabela. Da? Dacă aș face select first name, last name, amount, să facem și country, și amount spent din customers și rulăm query-ul, ok, ne apar cele 4. Dar dacă vreau pe lângă aceste 4 coloane să mai am încă o coloană cu suma totală a acestor amount spent de pe toate rândurile, teoretic ar trebui să fac sum amount spent, corect? Că asta îmi face suma, două secunde, formatăm un pic ca să arate mai bine și dăm ăsta un pic mai jos. Asta ne face suma amount spent. Dar ce se întâmplă în momentul ăsta dacă dăm să rulăm query-ul? Da, ne apare unul singur. Exact ce am vorbit și la count, e același lucru, pentru că el ne grupează, ne face și ne returnează practic doar primul răspuns pe care îl găsește și suma tuturor amount spendurilor din tabela noastră. Ei bine, aici intervin Windows Functions, care după sum amount spend, o să putem să punem over. În momentul în care punem over, el ne creează practic un grup pentru fiecare rând și aplică rezultatul pentru fiecare rând pe care îl găsește în baza de date. Da? Deci în momentul acesta o să-mi apară toate intrările din baza de date, iar acest sum, să-i spunem as total spend, vedem pentru fiecare are fiecare cât a cheltuit și valoarea totală, care bineînțeles la toți este la fel. Deci practic cam asta face over-ul, grupează acest sum, face over, dar adică îl grupează. Dacă punem doar over cu paranteze rotunde, înseamnă la nivelul întregii tabele. Deci nu avem nicio verificare, nu știu, să punem vreun where ceva, adică pur și simplu îmi calculează toate 12, 44, 55, 98, 20 și așa mai departe, tot ce găsește în baza de date și îmi pune la fiecare rând pe care mi-l găsește în customers, îmi pune ca ultimă coloană acea sumă a valorilor cheltuite de fiecare client. În următorul episod o să discutăm despre partition by, care exact asta o să facă, o să ne grupeze în funcție de cum avem noi nevoie.